Cristinel Romanescu a votat pentru o Românie pro-europeană, dar care să respecte în același timp tradițiile naționale. Politicianul a declarat la ieșirea de la urne că a votat pentru un președinte care să fie al tuturor românilor. Romanescu a sosit la secția de votare împreună cu soția cu câteva minute înainte de ora 13. Am votat pentru o Românie europeană, o Românie care să respecte valorile și tradițiile noastre ale tuturor. De asemenea, am votat și practic orice construcție politică și de stat are nevoie de timp, de muncă, de multă perseverență. Cristinel Romanescu a făcut apel către buzoieni pentru a ieși la vot în speranța unei prezențe masive la urne. Argumentul acestuia a fost acela că fiecare vot individual contează, validând sau sancționând, după caz, un politician propus într-o funcție anume. Votul fiecăruia dintre noi contează. Și de aceea, practic, îndemn pe toți buzoienii să iasă într-un număr cât mai mare la vot. Votul este forța fiecăruia dintre noi și reprezintă momentul în care putem să sancționăm sau să sprijinim o construcție politică așa cum ne dorim pentru noi, copiii și pentru nepoții noștri. În ceea ce privește prezența la vot, Cristinel Romanescu s-a arătat destul de optimist, în ciuda vremii urâte de afară.